100 de copii speră să-și găsească familii de suflet prin proiectul cu acest titlu inițiat de Asociația Alpha Group, în colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj și Asociația Serviciul de Ajutor Maltez. Beneficiarii sunt 60 de copii instituționalizați din județul Cluj și 40 de copii romi din județul Sălaj. Pentru aceștia, asociația își propune să lege parteneriate diverse prin intermediul atelierului de fapte bune și familii de suflet, care pot lua felurite chipuri. Iată pentru început impresii la cald ale câtorva dintre participanții la lansarea proiectului. Mă bucur că am participat și de asemenea chiar sunt impresionată de inițiativa lor. Practic e o inițiativă comună și o trezire, practic un semnal de trezire a comunității, a cât mai multor membri în sprijinirea cât mai multor copii cu dificultăți. Vă spun asta pentru că și eu lucrez într-un ONG și știm cu ce probleme se confruntă multe cazuri sociale, multe familii cu copii aflați în dificultate. Și pentru că sunteți în domeniu, ce șanse le dați? Pentru că știți cât e de greu. Copiilor sau proiectului acestuia? Proiectul, da, are șanse mari, deoarece dorește să implice cât mai mulți voluntari. Și asta e foarte important într-un proiect. Ca și idee, mi se pare o idee foarte bună, adică ideea conștientizării societății că există acești copii, că avem un rol și că ar trebui să ne implicăm mai activ în viața lor. Asta înseamnă că societatea nu prea știe de ei, nu știe destul? Nu cred că știe destul și nu cred că știe realitatea, pentru că, din experiența mea, în general, persoanele care vin și vizitează casele pe care noi le avem, vin din perspectiva omului care le plânge de milă acestor copii. Săracii sunt instituționalizați, săracii sunt abandonați, săracii nu au nicio perspectivă. Oamenii care lucrează cu copiii ăștia trebuie să aibă o inimă extraordinară, o inimă dispusă să calce pe ea până la infinit ca pruncul acela să fie recuperat. Au poate mai multe șanse decât copiii din familii. Mai multă protecție și o legislație care îi ocrotește, din punctul meu de vedere, uneori exagerat. De aceea această inițiativă o consider una bună, pe de o parte pentru că, v-am spus, conștientizează societatea de existența acestor copii. Sper ca prin implicarea societății oamenii să ajungă să înțeleagă că, într-adevăr, dincolo de nevoile materiale, sunt cele de timp, energie, implicare și sacrificiu, părerea mea. Adică să trecem de la imaginea copilului instituționalizat ca victimă la imaginea copilului instituționalizat care, da, într-adevăr are nevoie de atenția ta, dar care în același timp poartă cu el un bagaj genetic peste care în unele cazuri se va trece, în cele mai multe nu. Aș vrea să-l văd prinzând viață, însă nu aș merge pe ideea idealizării. Da, copilul instituționalizat. Este un copil cu nevoi, într-adevăr, dar este un copil care îți va întinde răbdarea ca până la limita imposibilului, care te va pune la încercare în felurite moduri. Și vă spun asta din pricina faptului că noi am avut copii cărora le-am găsit familii în care mergeau duminică de duminică, în care erau invitați să se joace cu copiii acestor familii și care după ce au părăsit sistemul au fost aceia care au furat, intrând prin nefracție, în casele familiilor care i-au primit ca și familii gazdă. De aceea spun, inițiativa este foarte bună, pentru că va conștientiza societatea că acești copii există, că da, există niște nevoi lângă noi, pe lângă care nu putem trece indiferenți. Aș vrea însă să-l văd trecând de la varianta asta idealistă la varianta practică. Și atunci m-aș bucura nespus. Ce ar fi, după imaginea asta prezentată sumar a copilului instituționalizat, care ar fi cel mai bun lucru de făcut pentru un asemenea copil? Să nu-l idealizăm, să nu-l facem o victimă absolută, dar practic ce putem face cel mai bine pentru el? În primul rând, cred că trebuie să avem fiecare dintre noi o imagine realistă. Mai multă încredere în oamenii care lucrează cu copiii ăștia și atunci când alegi să te implici în viața unui copil instituționalizat, cred că ar fi foarte bine să vorbești întâi cu persoanele care se ocupă direct cu copiii și să vezi în ce domenii te poți implica. Odată ce ai ales să te implici în oricare din domeniile
în care copilul acesta are nevoi, trebuie să înțelegi că este nevoie să o faci constant. Îmi pare rău să o spun, pentru mine proiectul acela a inițiat într-un an de Crăciun, iau un copil acasă, mie mi se pare o tragedie, sincer. Avem copii care au plecat de Crăciun în familii, s-au simțit foarte bine, le-a plăcut, într-adevăr le oferă o altă perspectivă, dar au urmat Crăciunul următor, în care nimeni nu l-a deschis. Deci consecvența. Exact. Care e rețeta de făcut timp liber, prescrisă de o mămică ce are 3 copii și se implică totuși în proiectele Alpha Group? Nu știu dacă e neapărat o rețetă. În primul rând e voința. Trebuie să-ți dorești să faci ceva. De aici pleacă totul. Timpul întotdeauna l-am considerat ca ceva relativ. Adică sunt variante să-ți pierzi timpul așa de multe, așa... Crezi că nu-l pierzi, că l-ai folosit foarte util? Da, pentru tine poți să-ți spui asta, dar în realitate, dacă vrei să recunoști, ideea este să îți dorești și să faci ceva. Adică nu poți chiar numai să stai și să aștepți sau să te limitezi la cadourile de Crăciun, care de foarte multe ori îți dau sentimentul că ai făcut ceva suficient. Relația cu fetița care vine în vizită regulat în familie, de cât timp durează? De un an de zile, acum, un pic mai bine de un an, acum trebuie să reînnoim contractul de voluntariat cu Direcția de Protecție a Copilului. Și după un an, care ar fi un sfat pentru cine ar mai vrea să se implice? După experiența asta de un an și... În primul rând, cred că pleacă tot de la dorința de a vrea să ajuți un copil care are anumite așteptări și anumite limitări. Aș face-o din nou, oricând. Asta cred că spune multe. Nu pot să vă zic o evoluție pentru că nu am urmărit-o neapărat. N-avem n-am făcut o evaluare la început ca să facem evaluări pe parcurs. Pot să vă spun că fetița s-a integrat foarte bine în familia noastră. Nu o luăm foarte des pentru că nu ne permite timpul, avem nevoie și de timp pentru noi, pentru copiii noștri, cu fiecare în parte. Dar așa cum o luăm, cred că a putut să vadă că există și o altfel de lume. Să vadă, știu că își dorește să vină la noi și asta îmi spune că probabil îi place și se simte bine. Să știți că nu facem lucruri extraordinare. Nu îi cumpărăm lucruri, nu facem nimic special pentru ea. Ce facem pentru ai noștri, facem și pentru ea. Dacă îi ducem la un loc de joacă, o ducem și pe ea. Dar să facem ceva special pentru ea ca să se simtă specială, am încercat să evităm lucrul acesta, ca să-i arătăm o normalitate, un lucru normal, să nu fie exagerat, să nu fie ceva forțat. Nu... Fie asta un cuvânt cheie, normalitate. Pentru mine, da, mi se pare un lucru normal. Dacă poți, nu e dacă poți, că poți. Dacă vrei, e un lucru pe care îl poți face foarte, foarte ușor. Noi, ce i-am spus și ce i-am transmis de la început a fost că trebuie să știe atunci când e greu și nu știe, cred că fiecare am trecut la un moment dat prin asta, că nu știam încotro să ne uităm. I-am spus să se uite către noi și să vină spre noi, să nu se gândească că-i singură. Asta era și este scopul pentru care ne-am implicat în așa ceva. Să nu fie ea, măcar odată, când e singură, să se uită către noi. Autorii proiectului Familii de Suflet ne spun povestea și miza acestei inițiative. Cei de la Alpha Group colaborează cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj de peste 3 ani de zile, motiv pentru care, văzând consecvența și faptul că au fost focusați nu neapărat pe ajutoare materiale sau vizite scurte, și faptul că au fost consecvenți în tot ceea ce au făcut, ideea de familii de suflet ne-a prins pe toți, motiv pentru care a luat naștere acest proiect. L-am gândit în urmă cu un an,
un an și ceva, gândindu-ne să putem să conturăm și mai mult și să putem să implementăm pentru cât mai mulți copii aceea de a putea fi susținut și de a avea pe cineva în spatele lor care să le ghideze pașii. De fapt, familie de suflet înseamnă nu numai a lua un copil la un sfârșit de săptămână, nu numai a merge odată și a-i oferi un ajutor material, ci înseamnă un ajutor pe termen lung. Înseamnă a îndruma pașii în viață, așa cum îi face o familie, dar sub o altă formă și în același timp să reușesc să realizez un echilibru în ceea ce înseamnă familie biologică și familie de suflet, a încerca a nu le da speranțe pentru un viitor în ceea ce privește relația de atașament și a încerca în același timp să ținem cont foarte mult de opinia copilului, de ce își dorește copilul. Acesta a fost și motivul pentru care am stabilit niște criterii în momentul în care vom selecta copiii. Criteriul de bază este acela de a întreba de fiecare dată copilul, de a vedea ce își dorește, de a-i asculta vocea, după care să urmeze celelalte criterii care vin cumva adițional, complementar pe lângă acest criteriu principal. Spun că fiecare copil și-ar dori o familie de suflet. Da, dar opinia lui și dorința lui de a merge într-o familie de suflet pentru noi contează cel mai mult. Acesta este motivul pentru care l-am pus ca și criteriu principal. Și de asemenea ne-am gândit ca cei care au posibilitatea de a fi adoptați, pentru care a fost deschisă procedura de adopție, a nu-i implica tocmai pentru a nu-i bulversa din punct de vedere emoțional și cognitiv prin acest proiectel. Pentru că vorbim despre rețea, vorbim despre membri și membrii pot fi oricine, deci orice persoană fizică, orice persoană juridică, oricine care consideră că a primit ceva de la viață, a primit un dar de la Dumnezeu, de la destin, fie el, deci indiferent cum îl numim, și bineînțeles consideră că trebuie să dea mai departe. Cum vedeți atelierul, să zicem, peste un an? Sper să avem măcar 100 de companii, oameni, deci persoane fizice și care cu adevărat, deci nu doar pe hârtie, pentru că se mai întâmplă asta și în proiecte, deci să nu avem doar pe hârtie lucrurile, ci cu adevărat să-i ajutăm pe copii. Promovarea se va face cum? Promovarea rețelei. Da, promovarea rețelei se va face în primul rând pe platforma rețelei. În proiect avem și partea de platformă în care fiecare membru al rețelei va avea pagina personală cu prezentarea lui, a activității, a domeniului lui și activitățile pe care, în care sunt implicați. Și va fi ca un fel de puzzle în care fiecare piesă arată în ce fel se implică în proiect, exact. Și se întregește imagine. Nu numai în proiect, pentru că ei vor putea, deci, co-administra această pagină, deci nu voi fi doar eu cea care introduce acolo o prezentare a membrului din rețea, ei vor putea să introducă informații, să adauge noutăți și să își promoveze propriile lor inițiative caritabile. Adică să îi inspire și pe ceilalți să facă același lucru. Da. Sigur că platforma va fi promovată pe rețele de socializare, pe Google, pe bloguri, așa, și ar fi un câștig pentru membri. Dar un alt câștig va fi partea de networking. Deci rețeaua cum funcționează? Bineînțeles că pentru ca să ai o rețea trebuie să te întâlnești cu oamenii. Adică nu va fi doar o rețea online, da? Și trebuie să te întâlnești cu oamenii. Vom avea întâlniri bilunare, vor fi întâlniri non-formale în care participanții vor avea invitați pentru a putea face cunoscută activitatea rețelei și pentru a atrage noi membri și susținători. În cadrul acestor întâlniri vor fi sesiuni de training, vor fi workshop-uri și această sesiune de networking care atrage foarte mult în ultima vreme, ceea ce înseamnă că vom împărți cărți de vizită, vom împărți contacte, vom împărtăși experiență și
vom putea recomanda persoane, companii, servicii. Deci ăsta e un beneficiu. La ora actuală sunt evenimente de networking unde trebuie să plătești ca să intri și chiar bani frumoși. Deci asta este un ierul de fapte bune va fi altfel și da, vor avea de câștig. Da. Un beneficiu va fi, dar fiecare participant când se va prezenta, asta va fi într-adevăr o regulă, când se va prezenta va vorbi despre motivația lui pentru, deci motivația lui ca membru în rețea, modul în care se implică în rețea și care sunt rezultatele. Deci vorbim și despre proiectul în sine, despre modul în care putem ajuta, dar în același timp, totuși, le dăm șansa oamenilor să se și promoveze și să simtă că și ei au parte de o răsplată, exact. Care ar fi sufletul acestui proiect al vostru intitulat Familii de Suflet? Să găsim oameni cu suflet care doresc să schimbe destine. Destine de copii săraci, orfani, cu traume, dar cu un suflet frumos și cu o nevoie extraordinar de mare de ajutor. De afecțiune, de iubire, de... Sunt frumoși, deci odată ce te implici în viața lor și îi cunoști, nu mai poți să dai înapoi, faci orice să-i ajuți. Voi v-ați implicat așa de mult încât și mergeți înainte, Alpha Group pare să se extindă, aveți un proiect în plus deja. Și când faceți prezentările, le faceți cu lacrimi, așa e, Alina? Până acum, plângăcioasa asociației noastre era numită Adela. Dar astăzi a fost așa un moment mai special și m-am emoționat foarte mult, foarte tare. Așa simțeam că povara tuturor copiilor pe care îi cunosc apasă pe sufletul meu și era în inima mea și n-am mai putut. Hai să găsim, apropo de ce spui, o încurajare tocmai pentru oamenii care ar putea simți la fel că nevoile sunt prea mari și eforturile pe care le pot face ei prea mici. Cum încurajăm oamenii să facă totuși ceva? Și cum pot să devină o familie de suflet? Deși familie înseamnă poate și un adult care ia în vizor un copil. Când i-am cunoscut prima dată pe primii copii instituționalizați, asta a fost în urmă cu 2 ani, 2 ani și un pic, atunci am simțit exact ce am zis de câteva minute, o povară așa de mare, erau vreo 17 atunci, 17 copii, și am zis, eu ce pot eu să fac? Eu, un simplu om, cu viața mea, cu propria mea familie, cu proprii mei copii, ce pot eu să fac pentru ei? Și am zis că dacă vreau să aibă un impact ce fac eu în viața lor, este să încerc, împreună cu colegele mele, să încercăm ca și ONG să adunăm lângă noi un număr cât mai mare de persoane care să aleagă să se implice activ în viața unui copil. Și așa am și gândit atunci, de atunci a pornit ideea, a fost un vis care s-a născut în inimile noastre, de a găsi un adult sau o familie pentru un copil orfan. Deci, cu cât mai mulți, cu atât mai ușor. Bineînțeles. Și ce e de făcut? Ce poate să facă un adult sau o familie? Variantele sunt multiple și simple, la îndemâna fiecăruia. Foarte mulți din voluntarii noștri, după ce au ajuns să se implice, și-au dat seama că erau lucruri mult mai simple decât și-au imaginat. Nu-și imaginau că pot să scoată pur și simplu un copil în oraș. Credeau că e o procedură foarte complicată. Pentru foarte mulți dintre noi, ideea de copil abandonat sau copil sărac, ne gândim la ei de Crăciun și de Paști, când nu neapărat au nevoie, pentru că primesc de toate și atunci, implicându-se, și-au dat seama că pot să facă zi de zi ceva, pot să se întâlnească și să-i
pur și simplu să-i crească moralul copilului ăla, să-l încurajeze în ceea ce face. Pot să participe la activități de grup, pot să le facă un moment frumos, să îi scoată la un cățărat sau la un bowling sau la un grătar, la un picnic, la orice, să petreacă timp de calitate cu ei. Copiii se deschid, să au o nevoie puternică, să fie ajutați, dar nu ajutați emoțional. Deci emoțional, aici e nevoia cea mai mare. Sau, dacă timpul pur și simplu fizic nu le permite, se pot implica financiar, pot să susțină activități de grup, gen teatru. Avem ateliere de teatru și de actorie care îi ajută pe copii incredibil de mult în dezvoltarea lor, în ceea ce fac. Pot să susțină ore de canto, pot să susțină ore de meditații, pot să, dacă nu pot financiar, poate pot să ofere diferite servicii pe care ei le au. Avem în momentul de față firme care se implică, avem sală gratuită în care copiii își desfășoară activități sportive, avem masă oferită gratuit. Avem... Voi și atelierul de fapte bune mergeți mână în mână, voi ca familii de suflet. Dar există o condiție pe care o puneți celor care vor să se implice? O esențială? Da, există o condiție, să vrea să facă pe termen lung. Dacă se implică, să se implice pe termen lung. Pentru că orice copil și copilul nostru are nevoie să fim lângă el pe termen lung, nu doar acum și nu doar cu ceva material. Pentru foarte mulți dintre ei erau poate unii dintre copiii obișnuiți să aștepte lucruri materiale, dar învățându-i că poți să oferi timp, preferă oricând compania noastră decât ceva material, dulciuri sau jocuri sau... Și asta e singura condiție, de fapt, să fie pe termen lung. Pentru oricât de mică ar fi contribuția, da, să fie, da, pe termen lung. Da, da. Poate fi, nu știu, poate fi o ieșire în oraș, dar să fie măcar de două ori pe lună, poate fi faptul că îi ofer o carte, să-i ofere cartea o dată pe lună și să discute despre cartea respectivă sau orice altceva ce nu... Cât de mic, orice, dar să fie pe termen lung. Pentru proiect ați obținut niște fonduri care vor fi investite în ce anume? Am obținut fondurile de la FRDS, sunt fonduri străine, dar gestionate de statul român. Banii sunt foarte clar, da, direcționați, avem un buget care a fost aprobat și trebuie să-l urmăm. Primim bani pentru, în primul și în primul rând, pentru o campanie de informare și de conștientizare a comunității, pentru că, de fapt, asta a fost și ideea. Când ne-am dat seama că noi putem să mergem efectiv la un centru de plasament și să ne atașăm sau să alegem, poate nu sună prea bine, dar să zic că asta de fapt se întâmplă, de fapt tu ai impresia ca și adult că tu alegi un copil, dar de fapt copilul acela te alege pe tine și se lipește pur și simplu așa câte unul ți se lipește așa de tare de suflet și știi că acela poate fi copilul tău de suflet. Și atunci am zis, se poate așa ceva? N-am știut că se poate. Primul pas este tocmai ăsta. Să afle comunitatea clujeană că se poate. Unii poate știu, dar nu știu cum să o facă. Nu știu care sunt pașii care trebuie urmați ca să poată să îndeplinească toate formalitățile legale. Noi vrem să fim o punte de legătură între comunitatea clujeană și oamenii care doresc să se implice în viața acestor copii. La finalul acestui proiect, cei care ne-au finanțat ne-au obligat să punem o activitate în plus. Va trebui să elaborăm un manual care se va numi Manualul Familiei de Suflet, în care noi ne-am și gândit la o structură, am început să lucrăm la el. Este ceva simplu, dar oamenii vor putea să afle toți pașii
prin care pot să ajungă, modalitățile clare de implicare. Oricum, primul pas e să vină la Alpha Group. Da. și nu numai în Cluj. Deci, noi vom da tot ce avem noi ca rezultat a proiectului autorităților în măsură ca să implementeze lucrul ăsta peste tot în țară. În a lucra cu copiii și a se implica, a te putea implica în viața unui copil, sub ce formă poți să o faci și ce e important în asta. Deci lucrurile vor fi diseminate, toate informațiile, toate secretele noastre, să zic așa. Care urmează să le aflați și voi. Le-am aflat o mare parte. Da, cu siguranță vor fi lucruri neprevăzute de care o să ne lovim, dar eu consider că cel mai mare secret, să zic așa, dacă ar fi să fie o rețetă și cel mai puternic ingredient în lucrul ăsta, în activitățile noastre cu copii, știu că ne-au mai spus și alții, sunt atâtea ONG-uri care fac tot felul. Interesant este că noi am reușit să avem niște rezultate și să fie un impact major, deci pe bune, major, în viața unor copii. Și atunci au fost persoane care ne-au întrebat, ce se întâmplă? Și care-i cheia? Ce se întâmplă? Atașamentul. Îi iubim. Și mergem la ei pe termen lung. Și avem o relație pe care o dezvoltăm cu copiii. Nu doar ne prezentăm la un centru de plasament, facem niște activități, le ducem niște pachete de Crăciun sau de Paști sau de 1 iunie și apoi nu mai avem nicio legătură cu acei copii. Nu. Am început cu activități constante. Este un preț mare uneori pe care trebuie să-l plătim. Pentru că ne sacrificăm de multe ori, inclusiv activitățile cu propria familie sau multe altele. Dar e prețul de plătit. E prețul de plătit, ni l-am asumat și rezultatele nu au încetat să apară și sunt rezultate mari. Păi hai să încheiem întâlnirea cu rezultate, pomenind voi, cele mai frumoase rezultate pe care le-ați avut până acum. Cele mai frumoase rezultate se leagă de copii și de cât de mult se deschid și cât de mult se schimbă, cât de mult își conștientizează valoarea și cât de mult reușesc să schimbe lucruri mai puțin frumoase la ei și să se implice mai mult în activități care au sens, au scop și pot să-i ajute. Și se întâmplă lucruri minunate, deci se schimbă vieții. Își schimbă comportamentul, au început să frecventeze școala pentru că ne iubesc și pentru că știu că le punem și condiții, e firesc și uneori unele activități sunt condiționate de prezența la școală pentru că ne-am prins că este o cheie pe care o putem folosi și, dar un alt aspect important este că avem o relație foarte bună cu cadrele care se ocupă de copii, cu șefii de centre, cu educatorii. Noi, unul din principiile noastre este acela că mergem să ajutăm, nu să criticăm. Și nu suntem acolo să observăm greșeli. Toți suntem oameni și avem propriile noastre greșeli, le facem, uneori conștient, alteori inconștient. Suntem acolo să fim o echipă, suntem acolo că iubim pe copii, suntem acolo să dăm o mână de ajutor, nu să scoatem în evidență anumite lipsuri. Apropo de mână de ajutor, una dintre colegele voastre spunea că aveți voi o stea norocoasă, căreia voi, de fapt, îi spuneți Dumnezeu. Da. În ce fel e important pentru voi aspectul ăsta? E foarte important. Noi credem că am ajuns acum aici unde suntem doar pentru că Dumnezeu se află în spatele nostru. Eu personal cred și știu că această idee de familie de suflet a fost o idee pe care El a pus-o în inimile noastre. Biblia spune că Dumnezeu este tatăl orfanului și știu că Lui pasă, în primul rând Lui pasă de acești copii care au rămas fără familie și știu că viețile oamenilor pot fi schimbate prin intervenția Lui Dumnezeu. Eu sunt un astfel de caz, soțul meu. Și lucrul ăsta ne dă curaj să mergem mai departe și să știm că noi suntem doar niște instrumente, ne facem
partea noastră, o facem cu drag și cu dăruire, dar dacă este să avem un partener la schimbat vieți, acela numai Dumnezeu poate fi.